Bună, bine ați revenit pe canalul meu! În videoclipul de astăzi o să vorbesc despre cele 5 rujuri nude care îmi plac cel mai mult. De câteva luni m-a prins și pe mine febra rujurilor nude și am vrut să... și am vrut să împărtășesc cu voi câteva variante, adică cele mai bune, după părerea mea, și culorile cele mai frumoase. Poate și voi aveți nevoie de o inspirație, nu știți ce ruj nude să cumpărați și poate aceste exemple v-ar putea ajuta în alegerea rujului nude perfect pentru voi, bineînțeles. Haideți să începem. Primul ar fi acesta de la Makeup Forever. Este un ruj Artist Rouge Mat în culoarea M100 și arată cam așa. Ceea ce îmi place la acest ruj este faptul că este mat, este foarte confortabil pe buze, culoarea este foarte frumoasă, este un ruj nude adevărat, nu dă nici înspre peach, nici înspre roz, nici înspre mauve. Deci vi-l recomand cu căldură să mergeți să-l încercați. Știu că Sephora are aceste produse Makeup Forever, puteți să mergeți în magazin să-l încercați înainte de a-l cumpăra. Întotdeauna vă recomand acest lucru, nu sunt... adepta cumpărăturilor în masă sau a cosmeticelor doar de dragul de a cumpăra cosmetice. De aceea, când este cazul și când este posibil, bineînțeles, și de cele mai multe ori este posibil, puteți să încercați aceste produse și să vedeți dacă vi se potrivesc, dacă vă place textura, culorile, cum se comportă pe buze, mirosul, gustul și așa mai departe. Un al doilea ar fi un clasic, îmi place foarte, foarte mult acest ruj. Și este vorba despre Velvet Teddy de la MAC Cosmetics. Este un ruj mat, este un clasic, este superb, sublim. Din nou o să vă introduc și swatch-urile și o să aveți swatch-urile toate unul lângă celălalt pentru a le putea compara. Este un ruj mat extrem de confortabil, nu usucă buzele, are un gust superb, sublim, un miros la fel. Este mirosul și gustul preferat de ruj, cum ar veni pentru mine să spun. Sincer, este un clasic și cred că totdeauna o să-l am pentru că se potrivește la foarte multă lume și nu este nevoie să aveți 10.000 de rujuri. Îmi plac foarte mult rujurile și de-a lungul timpului am acumulat câteva în colecție, dar nu este obligatoriu să aveți atât de multe rujuri. Eu vă propun doar variante, opțiuni și iarăși acesta puteți să mergeți să-l încercați dacă sunteți în orașele mari din România unde există un... magazin MAC Cosmetics, în general există în orașele mari, cel puțin la Cluj știu că există, la București și așa mai departe. Acum, haideți să trecem la rujurile lichide și bineînțeles, l-ați văzut foarte des la mine pe canal, este vorba despre Kat Von D, rujurile lichide de la Kat Von D. Acesta este în culoarea Ludwig. Este superbă, sublimă, bineînțeles o să aveți și swatch-ul. Îmi place foarte mult, este foarte confortabil, îmi place aplicatorul, se ia foarte mult produs pe aplicator, adică suficient pentru a aplica o dată pe toate buzele, nu trebuie să replonjați aplicatorul în tub. Sincer, gustul, textura, cum se comportă de-a lungul zilei, nu usucă buzele, este superb, sublim, îmi place foarte mult această formulă de rujuri și vi le recomand cu căldură, nu numai pentru nude-uri, și pentru culori mult mai pronunțate, mai puternice, mai flashy, mai și așa mai departe, mai închise, mai vampy. Îmi plac foarte mult rujurile de la Kat Von D. Mai departe ar fi cele de la Sleek, Matte Me, Ultra Smooth Matte Lip Cream. Eu am culoarea Birthday Suit aici. Este foarte frumoasă, durează foarte mult pe buze, puțin mi se pare că usucă buzele, deci dacă sunteți o persoană cu buzele uscate, poate nu vi s-ar potrivi neapărat, dar pentru toate celelalte, de exemplu, eu nu am buzele uscate, am buze normale, nu mi se usucă buzele. Mi se potrivește foarte bine, nu mi usucă buzele mai tare sau nu am observat uscarea buzelor în urma folosirii acestui produs. Singurul lucru care nu-mi place este aplicatorul, este puțin dur și nu este de foarte bună calitate, să spun așa. Sincer, culorile, durata, textura sunt foarte ok, îmi plac foarte mult, îl folosesc foarte des. Este o culoare universal valabilă, merge puțin spre peach, o să vedeți în swatch-uri pentru că le inserez la fiecare ruj.
dar este superb sublim. Mai departe, un al cincilea și este cel mai nou descoperit de mine. Îmi place foarte mult. Cred că este o revelație pentru mine. Este rujul pe care îl port în acest moment. Este superb sublim și este vorba despre un ruj nou din colecția Superstay Matte Ink de la Maybelline. Eu am culoarea 65 Seductress. Aplicatorul, din nou, este superb sublim. Are această formă de diamant sau ceva de genul. Ia foarte mult produs pe aplicator și puteți liniștite să aplicați odată pe toate buzele și chiar mai rămâne produs. Sincer, îmi plac foarte mult aceste liquid lipstick-uri pentru că nu se mișcă deloc de-a lungul zilei. Este primul care nu se mișcă după ce am mâncat, după ce am băut, după ce am mâncat uleios, să spun așa. Dar toate aceste calități vin cu un contra, să spun. Este foarte greu de înlăturat de pe buze. Sincer, mă chinui cu el. Folosesc apă termală, aceasta de la Bioderma, nu apă termală, doamne, apă micelară, aceasta de la Bioderma și nu se înlătură. După aceea folosesc un demachiant 100% natural, pe care probabil că l-ați văzut în videourile mele, l-am cumpărat din Bali, ulei, pe bază de uleiuri, este un mix de câteva uleiuri și doar cu acela și cu un prosop înmuiat în apă caldă pot să-l înlătur. În cazul în care căutați un produs care să reziste toată ziua, acesta este the one. Culorile sunt foarte frumoase, o multitudine de culori. Sincer, am avut o revelație cu acest produs și îmi place foarte mult, de aceea și acest produs m-a inspirat să creez acest video pentru că am zis, wow, am destul de multe rujuri nude în colecție și poate ar fi interesant să vă dau și vouă câteva variante, asta în cazul în care căutați un ruj nude perfect și nu l-ați găsit încă. Uitați-vă la acestea 5, nu uitați să-mi lăsați în comentarii care sunt rujurile voastre preferate nude. Da, și iarăși vreau să mai menționez un lucru. Întotdeauna încercați să folosiți sau să probați un ruj nude când aveți machiajul feței deja făcut, pentru că un ruj nude pe fața goală, fără machiaj, nu arată nici cum și s-ar putea să vă inducă în eroare. Sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați subscribe, să vă abonați, share, like, să comentați, mă ajută foarte mult. Vă pup și vă spun pe curând! Bye, bye!